Vă salut cu bucurie, dragi telespectatori! Numele meu este Puiu Dârlea și împreună cu dumneavoastră am onoarea să urmărim o serie de interviuri pe tema slujirii și a slujitorilor creștini. Aceste interviuri au fost luate în Biserica din Iris, în întâlnirile tinerilor. Auzim așa de des pronunțați acești doi termeni, slujire creștină, slujitor creștin și poate suntem tentați să credem că este vorba despre fețe bisericești sau slujitori care conduc o lucrare evidentă din față. Citind Cartea 2 Corinteni, împreună cu tinerii de la Eris ne-am dat seama că nu este tocmai așa. Am constatat că Pavel, autorul acestor scrisori, ne spune despre faptul că slujitorii creștini suntem noi, cei care ne-am împăcat cu Hristos, iar slujirea creștină este ceea ce facem în fiecare zi cu viața noastră. Vă invit așadar să urmărim o prezentare a cărții 2 Corinteni alături de Cristi Petrișor. Cea de-a doua epistola lui Pavel către Corinteni pentru că vom sta un an lângă această carte. În această seară nu vom încerca decât să grăbim pasul prin ea pentru a ne forma o scurtă privire de ansamblu asupra cărții. Așadar, toți cei care aveți scripturile cu voi, fie în format, oricum i-ar spune, sau electronic, v-aș îndemna să dați search la 2 Corinteni, ar trebui să aibă 13 capitole și în ediția pe care o folosiți pentru a putea călători împreună. De la o primă citire a celor 13 capitole, descoperim că cele 13 capitole se pot aduna în trei secțiuni mari. Prima secțiune, capitolul 1 la 7, și vorbește despre laudă. Am auzit deja, lauda slujitorului. Cea de-a doua secțiune, capitolul 8 și 9, și de departe cel mai ușor de identificat, și vorbește despre dărnicie, dărnicia slujitorului. Cea de-a treia și ultima, capitolul 10 la 13, și vorbește despre autoritate autoritatea slujitorului. Ca un instrument care cred că ne-ar ajuta în adunarea cărții, am putea să ne gândim la numele Lidia. Sunt Lidia Extraordinar. Sunt pe cale de dispariție, mai ales cele aflate pe paginile Sfintelor Scripturi, având un caracter similar. Dar dacă mă gândesc la Lidia, mă pot gândi la cartea aceasta. L, laudă, lâdă, lidii, dărnicie, lidia, autoritate. Dragii mei, am putea încheia, deja ne-am asumat cartea, știm temele majore ale cărții, doar atât, trebuie să ține minte, lidia. Poate aveți unii în familia voastră, poate mama poate nu, poartă numele, da, într-adevăr, un nume extraordinar. Poate soția poartă numele, poate prietena sau cei care realmente că n-ați găsit ajutorul potrivit, vă din partea Domnului, alegeți-o pe Lidia. Siguranță cu Lidia nu veți da greș. Dacă o alegi pe Lidia, vei merge până în veșnicie. Lidia din doi corinteni. Aici locuiește Lidia despre care vorbim noi. Dar ca să o cunoaștem ceva mai bine, doi corinteni, m-aș opri în cea din tâi secțiune, în prima secțiune împreună cu voi. Capitolul 1 la 7. Prima copertă pe care avem în această secțiune vorbește despre laudă. Capitolul 1, versetul 12, începe astfel. Lauda noastră este mărturia și continuă Pavel mai departe. Dar imediat părăsește această tematică a laudei ca să vorbească din capitolul 2, versetul 14, despre lucrare. Va folosi patru lecții mari în dreptul lucrării, pentru ca în ultima copertă a celei din tâi secțiuni să se întoarcă de unde a plecat. Astfel, capitolul 7, versetul 4, începe astfel, am o mare încredere în voi am tot dreptul să mă laud cu voi și continuă în această tematică a laudei. Prima și ultima copertă vorbind despre laudă și între cele două la mijloc lucrare. Dar care să fie lauda lui Pavel? Rămânem pe prima copertă, capitolul 1, versetul 12. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți și trag de că până la sfârșit veți cunoaște cum ați și cunoscut în parte că noi suntem lauda voastră după cum și voi veți fi Lauda noastră în ziua Domnului Isus. Amin. Care e lauda lui Pavel? Versetul 12: Pavel spune: Lauda noastră este, în cele din urmă, purtarea noastră. Asta e lauda noastră. Ne lăudăm cu purtarea noastră sau cu trăirea noastră, cu purtarea noastră în văzul Lumii, în mijlocul Lumii și, în mod special, în mijlocul vostru. Dar spunând aceasta, n-am spus tot. Nu este doar purtarea noastră, ci și rodul purtării noastre, de aceea el întoarce moneda pe cealaltă față, în versetul 14, și încheie astfel versetul. După cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Isus. Cine voi? Biserica din Corint, în cazul lui Pavel. Așadar, Pavel spune, lauda noastră, este purtare plus rodul purtării. Sau lauda noastră este lucrarea noastră. Lucrarea pe care o face Dumnezeu prin trăire și prin rodul acestei trăiri. M-aș opri puțin, pentru că atunci când vorbim despre slujire, s-ar putea ca gândirea noastră să fie compromisă sau deformată. Ce spunea Pavel? Care e lauda lui? Lauda noastră este, în primul rând, purtarea noastră. Aș vrea să întreb și să vă întreb pe toți. Este nevoie de o chemare specială din partea lui Dumnezeu ca să trebuiască să te porți cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuind de nu pe înțelepciunea lumii, ci pe harul lui Dumnezeu? Îi nevoie de o chemare specială? Îi nevoie de un vot al bisericii în acest sens? E nevoie de o decizie a comitetului în acest sens? O, nu! Aceasta era slujirea cu care se lăuda Pavel. Și atunci, această slujire ni se aplică fiecăruia dintre noi. În fiecare zi ar trebui să mă laud cu acest lucru. Acest lucru să-l prețuiesc. Purtarea sfântă și în curăție de inimă. Și să las pe Dumnezeu ca să adauge rodul sau efectele acestei purtări. Din capul locului aș vrea să stabilim acest lucru. Suntem tineri care ne împrăștiem în societate. Dumnezeu ne-a adus dintr-un oraș, dintr-o comună, dintr-un sat, dintr-un cătun, El știe de pe unde. Ne-a așezat pentru o vreme în orașul Cluj. Dar în orașul Cluj ne-a folosit ca să împânzească societatea în care trăim, domeniile societății în care umblăm. Și în aceste locuri în care ne-a Dumnezeu pentru trei ani într-o universitate, poate cinci ani, șapte ani, nu știu câți ani, între colegi la un loc de muncă, Dumnezeu vrea acest lucru. Vrea să te lauzi cu lucrurile pe care le laudă El. Va veni o zi în care stăpânul își va lăuda robii săi. Dar ceea ce laudă stăpânul este purtarea sfântă și curată a robilor săi. Pavel înțelege. Și de aceea, înțelegând ce laudă Dumnezeu, în fiecare zi se laudă și el cu același lucru. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în mănășturi, centru, cartierul Iris, la Universitatea Babesboi, oriunde ar fi. Ne-am purtat în lume și mai ales față de voi, față de colegii pe care ai, cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu, nu vă scrie mai altceva decât ce citiți și cunoașteți. Și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște cum ați și cunoscut în parte că noi suntem lauda voastră, le spunea el corintenilor. După cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Isus. Va veni acea zi în care stăpânul își va chema robi și chemându-și robii, indiferent de vârsta lor, îi va întreba ce anume ați lucrat. Și, dragii mei, nu ține scuza, îmi pare rău, a trebuit să-mi termin masteratul, doctoratul și n-am avut vreme. Nu la întâmplare, diplomele noastre valorează din ce în ce mai puțin. Și ne folosim de ele din ce în ce mai puțin. Diavolul ne minte până acolo, încât să vindem tot acest timp să uităm de Dumnezeu. Doamne, învață-ne din cap locului să ne lăudăm cu lucrurile pe care le lauzi Tu. Și privind la exemplul lui Pavel, să-l urmăm, pentru că el a înțeles cu ce te lauzi Tu. Dar cum să ajung să dobândesc această laudă? Și am icul de la mijloc am lecțiile sau adevărurile care țin de lucrare. De aceea un pas mai departe, prima lecție în dreptul căreia cred că vom ajunge și vom zăbovi. Capitolul 2, versetul 14 la capitolul 4, versetul 6. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. Și aceasta este afirmația recapitulativă. Dar urmează afirmația care introduce tema și care răspândește prin noi în orice loc miriasma cunoștinței lui. Și care răspândește prin noi în orice loc miriasma cunoștinței lui. Care-i lucrarea ta și care trebuie să fie lucrarea mea? Lucrarea slujitorului este răspândirea miresmei cunoștinței lui Dumnezeu. De ce vorbesc despre acest adevăr? Pentru că Pavel îl afișează primul. Este primul în această lecție, versetul 14. Asta e lucrarea de care trebuie să mă achit, pentru că în acea zi stăpânul să-și laude robul său. Să răspândesc nu mi iasma. Chiar dacă în cazul unora se întâmplă, Doamne păzește-ne de acest lucru și să răspândesc miriasma cunoștinței lui Dumnezeu. Și pentru că este pericolul să transform miriasma în miasmă, Pavel se oprește și imediat pune întrebarea, versetul 16, ultima parte, cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Cine se califică să răspândească miriasma cunoștinței lui Dumnezeu? Cine este vrednic? În acest sens, cine este de ajuns? Și m-aș fi așteptat să răspundă eu și echipa din jurul meu. Să dea câteva nume. Dar nu face acest lucru. Ci el continuă. Știi cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Pentru răspândirea mirezmei cunoștinței lui Dumnezeu printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării? Știi cine sunt de ajuns? Versetul 17. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți și vorbim cu inima curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Cine este vrednic pentru răspândirea mirezmei cunoștinței lui Dumnezeu? Cine? Indiferent câte institute de teologie termină, termina, nu prea ajută când te oprești în doi corinteni. Cine este vrednic? căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu și atunci aș putea transforma răspunsul lui în acest principiu. Cel ce nu strică cuvântul lui Dumnezeu, dar e suficient? Mă duc la sfârșitul lecției, capitolul 4, versetul 1. De aceea, spune el, fiindcă avem slujba aceasta, răspândirea mirezmei cunoștinței lui Dumnezeu. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală, ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și și nu adă firul. Și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Amin. Ce trebuie să fac ca să primesc lauda în acea zi? Trebuie să răspândesc miriazma cunoștinței lui Dumnezeu. Dar cine se califică? Și atunci Pavel aduce primul principiu ce ține de profilul tău sau profilul meu, profilul slujitorului lui Dumnezeu. Cel ce nu strică cuvântul, indiferent dacă vii din Moldova, indiferent dacă vii din Oltenia, indiferent dacă vii din zona Bucureștiului, din zona Aradului, nu are importanță. Cu toții venim cu teoriile noastre cu lucrurile în care am crescut, cu obiceiurile în care am crescut, cu convingerile pe care le-am deprins. Dar Pavel se oprește, ne confruntă pe fiecare dintre noi și spune, bagă bine de seamă, să nu-ți irosești viața semănând ceva ce e compromis, ceva ce e incompatibil cu adevărul lui Dumnezeu. De aceea, cel vrednic este cel care nu strică cuvântul. Și nu-i suficient să spui să pretinzi nu-l strici sau nu-l stric. E pretenția tuturor. Trebuie să adaugi și cealaltă dimensiune, ci prin arătarea adevărului se face vrednic să fie primit de orice cuget omenesc. Dragii mei, oamenii s-au săturat de comerț cu religii, dar sunt încă flămânzi după Cuvântul lui Dumnezeu. Probabil de aceea nu ne mai ascultă, pentru că ceea ce purtăm nu este cuvântul vieții. Nu este acel izvor de ape vie, despre care am cântat. Ci sunt setul nostru de reguli, lucrurile în care am crescut, ne fiind cuvântul curat al lui Dumnezeu. Este o șansă. Dacă e pentru prima dată în orașul Cluj, poate să te oprești în comunitatea din Iris și suntem bucuroși să avem această moștenire. Ne rugăm să o ducem mai departe. Să căutăm, să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu pentru a descoperi adevărul. Și cu adevărul în, mâin, în mână, arătându-l tuturor celor din jur, să putem merge în societatea în care trăim până când Dumnezeu ne va chema pe fiecare dintre noi. Nu la întâmplare, modul în care vorbim diferă. Pentru că vrem să arătăm oamenilor drumul de la text la concluzii. Lucru pe care a trebui să-l faci și tu, să-l facem fiecare dintre noi. Nu la întâmplare avem serile de luni. Nu la întâmplare avem grupurile în care stăm lângă cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă este un lucru pe care a trebui să-l învățăm deopotrivă, Doamne, cum să extragem adevărul din Sfintele Scripturi? Nu ne lăsa să stricăm adevărul, ci cu adevărul în mână să răspândim miriasma cunoștinței tale. Amin. A doua lecție și al doilea principiu, capitolul 4, versetul 7, la capitolul 5, versetul 10. Citesc doar versetul 7. Comoara aceasta, spune Pavel, adică miriasma cunoștinței lui Dumnezeu, o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Cred că Pavel s-a rugat lui Dumnezeu și a spus, Doamne, am multe studii, am citit foarte mult, dar nu mă lăsa să mă bazez pe studiile mele. Ține-mă dependent de puterea nemaipomenită care vine de la tine. Probabil în urma acestei rugăciuni, Dumnezeu lucrează la vederea lui. Probabil în urma acestei rugăciuni, Dumnezeu lucrează la sănătatea lui. Și tocmai de aceea în capitolul 12 vorbești despre plăcerea pe care o simte în slăbiciuni. Pentru că în slăbiciune puterea lui Dumnezeu se face desăvârșită. Dacă există un pericol în dreptul generației noastre, poate veni tocmai din faptul că suntem citiți. Avem acces la foarte multe informații. Și avem impresia că putem răspândi mireazma cunoștinței lui Dumnezeu prin propriile noastre resurse și puteri. Doamne, învață-ne dependența de puterea care vine de la tine. Învață-ne pe fiecare dintre noi, poate, să ne plecăm mai mult pe genunchi, să stai cu colegii tăi înainte, cu numele lor în față, să te rogi pentru ei să stai și să spui, Doamne, aș vrea să-mi deschizi o ușă, să pot vorbi cu ei și cuvântul Tău să aibă rezonanță în inima lor. Și astfel să privesc cu bucurie la modul în care mă folosești și mă crești pe mine alături de ei. Doamne, revarsă peste mine această putere nemaipomenită care nu este de la oameni, ci vine de la Tine. Cea de-a treia lecție din același ictematic din cea din tâi secțiune, capitolul 5, versetul 11, la capitolul 6, versetul 10. Lucrarea slujitorului, chemarea la împăcare cu Dumnezeu. Pavel se oprește puțin în curgerea textului, privind la oameni, își dă seama că nu toți au maturitatea să-l urmărească. Sunt și oameni imaturi și firești. De aceea va oferi câteva repere care țin de înfățișare. Repere care califică pe cineva ca slujitor al lui Dumnezeu. Însă, când vorbim de repere care țin de înfățișare, nu ne gândim la înălțimea unui om, modul în care se îmbracă, ci cu totul altceva. De aceea citesc versetul 11, capitolul 5. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Ce să-i încredințăm? Că noi avem slujba aceasta. Adică răspândirea mirezmei cunoștinței lui Dumnezeu. Sau dacă mă duc mai departe prin text, că noi avem slujba împăcării. Asta căutăm să-i încredințăm pe oameni. Dar Dumnezeu ne cunoaște bine și ne că și voi ne cunoașteți bine în cugetele noastre. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri iarăși, înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în, în inimă. Dar ce lucruri care țin de înfățișare ar trebui să ai și să cauți în viața ta și în viața celor de lângă tine? Și în acest capitol, Pavel începe și vorbește despre viața lui trecută, dar împăcată cu Dumnezeu. Nu numai atât, spune el încă în versetul 18, și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Aceasta avem. Dar nu poți avea slujba împăcării dacă mai întâi n-ai fost împăcat cu Dumnezeu. Doamne, păzește-ne pe fiecare dintre noi și mod deosebit la această vârstă, să avem cuvântul tău pe buze, dar viața noastră să fie noroi. Mai mult vom strica și miasma va ucide în jurul nostru. Învață-ne să avem o viață împăcată cu tine și să fim dedicați în slujba împăcării. Îmi amintesc și pentru mine era anul întâi, dar pentru mine era anul întâi de liceu. Am ajuns, nu știu cum ați ajuns voi, poate la bobociadă, dar eu am ajuns după ce tatăl meu murise într-un accident tragic. Încărcat cu toată rebeliunea și răzvrătirea față de Dumnezeu și cu durerea copleșindu-mi inima, am ajuns la liceul creștin și cum am ajuns la liceul creștin a și dispărut din titlul creștin și -o. A și dispărut. M-am bucurat și eu, chiar dacă am fost crescut într-o familie de creștini, m-am bucurat de tot ce oferea libertatea venirii la oraș. În sfârșit, maica mi-a rămas acasă și liber. Există o expresie, pelegeleu. N-au trecut multe luni din clasa 9 din câte mi-amintesc, că într-o zi s-a întâmplat minunea, știți, în timpul orelor, bate cineva la ușă, întrerupe ora, în sfârșit te bucuri. Uh, și s-a întâmplat această minune. A venit cineva cu o epistolă de la comitetul de profesori, uh, numai că ei ziceau în cadrul liceului ziceau circulară. Și în acea circulară, au un moment dat, elevii de serviciu au început să citească și au spus... Preda și Petrișor Cristian sunt chemați la direcțiune. Jumate clasa s-a întors înspre noi, stăteam oriunde stă un elev care se respectă, în ultimul rând. S-a întors către noi și ne-au întrebat, în special fetele, erau multe fete: Ce ați făcut, noi? Noi știam ce am făcut, dar nu știam că s-a aflat. Am fost scuzați, evident, de la oră și am mers la direcțiune unde ne aștepta domnul Dragomir Bojan, director pe vremea respectivă, și doamna dirigintă, Lilișandra, pocăită femeie. Am ajuns, ne-am așezat ca doi miei, ne-am bucurat că ei n-au aflat chiar tot ce am făcut, dar. Fratele Dragomir Bojan știin mult mai multe și despre străfundurile din inima mea, s-a uitat la noi la amândoi și ne-a spus de data aceasta vă dăm doar avertisment de exmatriculare din școală. La care doamna dirigintă, care mă iubește și în ziua de astăzi, sincer spun acest lucru, a sărit carsă și a zis, dar mai atâta le dați. Și am rămas, după câteva luni de școală, cu avertisment de exmatriculare. O, puteam cânta în biserică liniștit. Liniștit. Primul instrument la care am învățat să cânt a fost acordeonul. Cel mai frumos instrument. Nu se practică în Iris, dar uh, l-am și vândut, pe altele, l-am donat. Dar uh, conduceam cântările în biserică, fără probleme. Dacă tot am venit la Liceul Creștin, credeți că erau probleme să dau un demnuri în biserică? numai Dumnezeu știa ce viață am. Cel ce are o viață împăcată cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de prestări, servicii religioase din partea nimănui. Bagă bine de seamă. Știu că pentru mulți vin de acasă, lasă limitările, constrângerile, casa vecinii, comunitatea în care ai crescut și ești liber. Ești liber să le pe toate, să le faci pe toate. În miez de noapte poți să tragi clopotul de pe bulevard de eroilor. Doamne, dacă te rugăm ceva la serile de tineret, este să ne tai calea fiecăruia dintre noi. Să ne și înainte și să ne schimb viața. A venit și acest lucru la începutul clasei 11. -a. Și trebuie să dau și un exemplu bun, ca să mai pot predica în continuare. Și țin minte că o parte din colegii care sunt mai în vârstă, și mi-a fost greu să predic primele dăți când îi vedeam în bănci, o parte țineau capele la Căminul Avram Iancu, acolo stăteam, era sediu nostru. Și uh, nu agream așa ceva. La Cluj nu se purta. Eu făceam discotecă în camera alăturată. Dar după ce l-am întâlnit pe Dumnezeu, am luat capela și am început să organizez. Și spre surprinderea mea, a început să vină foarte mulți băieți, elevi mai tineri. Nici în ziua de astăzi nu sunt foarte sigur dacă au venit din dragoste de Dumnezeu sau din frică de mine. Dar începutul a fost bun. Au venit. Și am început să ținem capele și -am, păst și am păstrat acest lucru, acest obicei în viața mea, chiar și după ce am terminat liceul. Țin minte momente atât de frumoase. Era marțea sau miercurea seara. Mergeam, se mutase ei pe urmă și la unirea. Stăteam, invitam din cămin. Și poate e o provocare pentru unii dintre voi. Invitam alți elevi să vină la cântare, la rugăciune citeam și un cuvânt din Scriptură. Terminam pe la 11 seara, târziu. luam chitara în spate, Biblia în Ghiozdan și de pe Paris o luam spre mănăștur, mă mutasem între timp. Ce student ați văzut cu bani de taxi? asta e bancă. Dar trolele nu mai funcționau la ora asta și în ziua de astăzi parcă mi-i dor de acele momente când mergeam pe jos de pe Paris până în mănășturi pe primăverii, vorbeam cu Dumnezeu, mă rugam. Ce momente extraordinare! Cel ce are o viață împăcată cu Dumnezeu și este dedicat în slujba împăcării și este cel de-al treilea principiu, cel de-al patrulea principiu. Lucrarea slujitorului din capitolul 6, versetul 11 la capitolul 7, versetul 3. Lucrarea Sujitorului chemare la sfințire. Și spune el în capitolul 7, versetul 1, doar citesc. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Și dacă vă chem la sfințire, vă chem pentru că vă iubesc. Și tocmai de aceea El prefațează și posfațează acest mesaj, această chemare la sfințire, cu această încuvințare: Vă iubesc! Sunteți în inima mea, sunteți în inima noastră și pentru că vă iubesc, vă spun acest lucru. Duceți-vă sfințirea până la capăt. Vorbeam cu, la început de an cu o tânără care și a fost crescută într-o familie de credincioși. Dar după câteva relații și-a pierdut direcția în viață. A ajuns atât de josnic încât a început să fure. Dar era ca și fiecare dintre noi. Pe o scaun în biserică, cânta, se ruga, fără nicio problemă. A fost foarte delicată situația. Dar deși eram foarte încărcat cu furie pentru că îi spusesem de atâtea ori, m-am oprit înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, dă putere să-i vorbesc în așa fel încât să o câștig. Umplem inima, schimbă mânia și furia din inimă, schimbă cu iubire. Învață-mă să-i vorbesc, să spun, pentru că te iubesc, îți spun aceste lucruri. Dacă nu te oprești din drum, îți nenorocești viața ta, și a celor de lângă tine. Pentru că te iubesc. A trecut o săptămână sau două, și ne-am reîntâlnit. Și îmi spunea mulțumesc. Mulțumesc că mi-ai vorbit frumos. Dacă nu mi-ai fi vorbit frumos, n-aș fi primit. Cei care cheamă la sfințire suntem noi, chemați de Dumnezeu să facem această slujbă. Dar poate trebuie să o fac în casa mea, în familia mea, poate trebuie să o fac cu sororile, cu frații mei, cu părinții mei, cu cei de lângă mine. Și acolo e mai greu să spui, Doamne, învață-mă să vorbesc mânat de iubire. Știi cine i vrednic? Cel ce mânat de iubire cheamă pe credincioși sau pe cei din jurul lui la sfințire. Încă un pas mai departe și încheiem, prim, încheiem prima secțiune care era de proporții, spuneam la început. Laudă, lucrare, laudă. Lauda slujitorului este lucrarea lui. Lauda slujitorului este lucrarea lui. mi amintesc cu ceva în urmă, am vorbit cu un tânăr, Raul Elcean, nu știu dacă e aici în seara asta, dar țin minte sfârșitul discuției noastre. Îmi spunea și el cochetând cu viața de credință și atunci, și cred că și azi, îmi spunea, mă tem de un singur lucru. Mă tem ca nu cumva la sfârșitul vieții să-mi dau seama că am trăit degeaba. Dar poți să nu trăiești degeaba doar dacă faci din această lucrare sau din această slujire motiv de laudă în viața ta și fac motiv de laudă în viața mea. Pentru că știu că va veni acea zi când Dumnezeu va lua suma anilor mei petrecuți pe acest pământ și îmi va spune ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat. Ce ai făcut cu fiecare dar, cu fiecare zi pe care ai primit-o. Ce ai făcut cu ea? Să spun, Doamne, pentru pricina Ta, și pentru pricina Evangheliei mi-am pierdut viața ca să mi-o pot mântui înaintea ta. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. Un pas mai departe, cea de-a doua secțiune și cea mai scurtă. Capitolul 8 și 9. Dar, darnicie și dar. Primele cinci versete vorbesc despre darul lui Dumnezeu pentru Bisericile Macedoniei. Dar de la versetul 6 încolo până la sfârșitul capitolului este chemarea la dărnicie adresată bisericilor Ahaiei sau bisericii din Corint în cazul nostru, pentru că ca în capitolul 9 să se întoarcă de unde a plecat. Nu uitați, le spune Pavel. Este darul pe care Dumnezeu vi-l face vouă bisericilor Ahaiei. În cum pas mai departe chemare la dărnicie. Pentru mine cel mai puternic exemplu de dărnicie în această secțiune, și cred că ne vom opri în dreptul ei, dar voi rămâne pe un adevăr care guvernează textul. nu -i nici măcar biserica din Corint sau bisericile Haiei, nici măcar bisericile Macedoniei, și exemplul de dărnicie pentru mine este slujitorul în text. Este Pavel. Pavel, dragi mei, a plecat din Ierusalim și în Ierusalim a pătimit destule din cauza lor. Mesajul n-a fost înțeles pe de-a De la Ierusalim veneau oameni care, neavând o evanghelie curată, stricau ceea ce a clădit el între neamuri. Și cu toate acestea, este omul care nu uită biserica de unde a plecat, biserica din Ierusalim. Oriunde ajunge între neamuri în bisericile Galatei, așează această rânduială. În cea din tâi zi, ajunge în bisericile Macedoniei, așează aceeași rânduială. Ajunge în bisericile Ahaiei, așează aceeași rânduială. Să adune ajutoare pentru sfinții din Ierusalim. Deși plecat, el nu uită nevoile celor de acasă și aș puncta o aplicație pentru fiecare dintre noi. Eu vin din Someșurece. Acolo m-am -am născut și am crescut. Chiar dacă momentan locuiesc în Cluj. În această seară aici, cred că am putea umple harta României Liniștiți. Dar știți care este tristeția? Trec trei ani, cinci ani, șapte ani și nu mă mai interesează ce se întâmplă acasă. Ajung în unele biserici, în zona lui și îmi spun cei de acolo, zice frate... Știi că tinerii ștriți la voi. Acolo în Iris. Sau mănăștur. Zic da. Dar uh, unii îndurerați și măhniți, încep să vorbească și spun vin, dar sunt niște mofturoși. Vin, dar plin de critici. Vin, dar sunt alții și sunt între noi în seara asta care spun nu nimic Stau acesta în universitar și adun și mă încarc cât de mult pot eu cu cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi folosesc vacanța ca să mă întorc acasă și să îi îmbogățesc și pe ei cu ceea ce am. Și Domnul să-l binecuvinteze pe Sainiu și alții pe lângă el. Să stau în acest timp universitar, post-universitar, să stau și să mă încarc. Și poate Dumnezeu îmi va întoarce drumul, voi ajunge din nou acolo, dar să nu uiți niciodată de unde am plecat. Mai ales într-o vreme în care astfel de biserici mor pe capete. Un pas mai departe și ultima secțiune, și mă apropii de încheiere. Capitolul 10 la 13, cea de-a treia secțiune a cărții. Autoritate, primele 11 versete. Și capitol 13, tot autoritate. Iar între cele două: Pavel se smerește înaintea lor și vorbindu-le într-un mod firesc și avertizează din capul locului. Se acreditează ca toți ceilalți, dar e acreditarea nebuniei. În un pas mai departe. Manifestarea autorității slujitorului. Perioada tinereții este perioada care marchează trecerea de la copilărie la maturitate. Băieții devin bărbați, fetele devin femei. Însă în această perioadă, dragii mei, când ieșim de sub autoritate ca să avem autoritate, ce tragedie că nu ne oprim să învățăm să ne manifestăm autoritatea după modelul lui Hristos iar nu al firii pământești în care am crescut. Și ne dăjduiesc să ne putem opri lângă aceste adevăruri. Îmi amintesc, eram încă acasă și rămăsese doar maică mea. Și vă spun, din, vă spun foarte clar, în foarte multe discuții cu ea, aveam dreptate. Dar nu era glumă. Chiar aveam dreptate. Dar așa de mare dreptate aveam și așa bine știam să mi-o impun, încât creșteau decibelii, tensiunea, dar eu slujeam pe Dumnezeu. Mă puneam în pat, era ora 11, 12, și mă întorceam de pe o parte pe alta, nu puteam adormi. Ma, că mi era în câteva camere mai încolo. Mă ridicam din pat, mă duceam la ea și spuneam, mamă, te rog, să mă iert. Și știți cum iartă mamele. Normal, veneam înapoi acasă peste două săptămâni. Când veneam înapoi peste două săptămâni, inevitabil, parcă, ajungeam în același loc. Dar după ce te-ai trezit de patru-cinci ori în toiul nopții ca să-ți ceri iertare, trebuie să înveți ceva. Trebuie să înveți. Că trebuie să-ți manifeste autoritatea după modelul lui Hristos. Nu cu ușile trântite în nas. Ce tragedie e că în această perioadă a tinereții nu învățăm să manifestăm autoritatea după modelul lui Hristos. Și spunem, nu nimic. Ne lăsăm părinții în spate și mergem mai departe. Și duci toată această ciumă în viață de familie pentru că n-ai învățat să o rezolvi. Ai zis nu. Problema zilei că nu înțeleg, problema e conjunctura în care trăiesc, dar se schimbă toate acestea și te trezești în aceleași circunstanțe. Doamne, în cea de-a treia secțiune a cărții, dacă nu va fi prea târziu, mai vorbește-ne și învață-ne să ne manifestăm autoritatea după modelul lui Hristos, iar nu după modelul firii pământești. Amin. Sperăm că v-ați bucurat de perspectiva asupra cărții 2 Corinteni și că v-am deschis apetitul pentru următoarele întâlniri. Vom discuta despre subiecte foarte importante, dificultăți, bucurii și decizii în slujire și alte teme importante legate de aceasta. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune. Pe curând!